Sfântul Mare Mucenic Haralambie este ocrotitorul bisericii situate în zona pieței centrale din Galați. Lăcașul de cult a fost ridicat în doar șapte luni, în anul 1848, pe locul unui așezământ în care erau tratați în vremea domnitorului Caragea bolnavi de holeră. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, iar credincioșii au primit binecuvântarea în alt sfințitului Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La finalul slujbei de hram, în alt preasfințitul părinte Casian a adus spre închinare de la parohia Sfinții Împărați din Galați, ragla cu fragmente din moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Doctor Fără de Arginți Cosma și Damian, și ale Sfântului Mucenic Trifon. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre viața Sfântului Haralambie și a apreciat frumoasa colaborare care există între tinerii și vârstnicii de la această parohie. La slujbă au participat și elevi de la clasele primare din cadrul seminarului teologic ortodox din Galați, îmbrăcați în costume tradiționale. O mulțime de copii și-au recunoscut bunicul în credință pe Sfântul Haralambie, iar un fragment de Sfintele Moaște ale Sfântului Haralambie i-au umplut de iubire dumnezeiască pe copii. Toți au cerut mai mulți frățiori, dar mai presus de toate, creștinii toți s-au unit în lacrimi și în solidaritate, amintindu-și de o semintele de acum 200 de ani ale celor răpuși de ciumă. Viața lor e o rugăciune perpetuă de 200 de ani. Tot rugăciunea ne va uni cu primii creștini din Antiohia, din Antachia și din Alepul Siriei, Arătându-le că chiar și sub dărâmături, patriarhul țării și Sfântul Sinod, cu poporul milostiv și solidar român, precum echipele de salvare, tot așa, hărnicia, dărnicia și solidaritatea creștinilor din România va fi un medicament, ca și în timpul Sfântului Haralambie, așa cum știm noi creștinii și românii. La final, în curtea lăcașului de cult, a fost oficiată slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt lăcaș trecuți la cele veșnice. Cei 56 de beneficiari ai Căminului de Bătrâni Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Galați au primit ca de fiecare dată din partea parohiei o masă caldă, produse pentru igiena personală, îmbrăcăminte și cărți de rugăciuni. De asemenea, a fost oferită o masă caldă pentru 60 de copii refugiați, iar 15 persoane vârstnice cu posibilități materiale reduse au primit pachete cu alimente neperisabile.